Cercetați pentru tâlhărie după ce au dat buzna peste un bătrân de 88 de ani și au furat peste 3.000 de lei și un ceas de mână. Cei trei suspecți, dintre care doi minori, au fost prinși de oamenii legii la doar 2 ore după săvârșirea faptei. Cercetările în acest caz continuă și la această oră. Nu au nici 18 ani, dar se pretează deja la fapte antisociale. Doi tineri minori, alături de un altul de 18 ani, au tâlhărit un bătrân de 88 de ani din Agnita. Hoții au intrat în casa bătrânului târziu după miezul nopții, l-au agresat fizic și l-au lăsat fără agoniseala din ultimii ani. Este vorba de suma de 3.100 de lei. Mai mult, cei trei infractori au furat și ceasul de mână al octogenarului. În această dimineață, la ora 4, polițiștii au fost anunțați despre tâlhărie. De atunci și până la ivirea zorilor, o echipă din cadrul poliției Agnita a efectuat cercetări, iar la 2 ore după comiterea faptei, cei trei tâlhari au fost prinși. Acum aceștia sunt cercetați pentru faptele lor.